Lansarea celor 6 cărți a avut loc în sala de festivități Nicu Constantinescu din Palatul Comunal. Nu întâmplător, în anul în care a fost amenajat monumentul din rondul de la ieșire spre Mărăcineni, a fost editat și volumul Buzăul, orașul aviației și parașutismului militar românesc. Este o lucrare destul de laborioasă. Are exact 500 de pagini. Pagini pe care trebuie că le-am parcurs cuvânt cu literă cu literă, punct cu punct, și cred că am reușit să aducem aici principalele momente din istoria aviației militare și a parașutismului militar, cu tenta aceasta specifică pe care am fost atunci să o dăm, de tenta buzoiană, adică contribuția Buzăului la dezvoltarea aripilor românești. O altă carte prezentată ieri, Buzoienii la centenarul Marii Uniri, cuprinde momente surprinse la numeroasele evenimente organizate de autorități în anul 2018. Buzăul a desfășurat în 2018, anul centenarului, cel mai complex proiect din România. Asta spune și Asociația Municipiilor din România, Comisia Română, Ministerul Apărării Naționale și alte instituții. Aveți în această carte, în primele 20-30 de pagini, o istorie, în amont, o enumerare a celor peste 120 de proiecte coordonate de Primăria Municipiului Buzău în anul 2018. Orașul Buzău are acum o monografie urbanistică despre care a scris arhitectul Teodor Octavian Gheorghiu. Buzău are o istorie prescriptivă, are un produs, adică ca urmare acestei istorii, un produs urbanistic reputabil, arhitecturi care acoperă 4-500 de ani de evoluție, de care nu cele mai puțin importante sunt cele din ultima sută de ani, adică arhitectura asta modestă, pe care aproape nimeni nu dă doi bani, dar care are o valoare și de ansamblu extraordinar, mă refer la locuințele burgheze obișnuite, care mobilează străzile din zona frontală, bulevardele care au apărut în jurul anului 1900. Deci, toate lucrurile astea trebuie să fie cunoscute. Alte două cărți sunt dedicate istoriei modelismului și competiției europene găzduite la Buzău în vara acestui an. Pot să vă spun că în care din Buzău veți regăsi pe mari profesori ai, de atunci și de astăzi ai modelismului buzoian, în sensul că și astăzi, din cadrul federației, sunt antrenori emeriți și campioni europeni și mondiali din orașul nostru. Și atunci când ne referim la domnul Valeriu Constantinescu, la fiul domnului Damier, la familia Cercăianu și n-aș vrea să vorbim pe domnul Vitiu Nica, oameni care au făcut performanțe extraordinare la nivel mondial. S-a fotografiat atunci tot și s-a dat titlul acestei cărți modernism și eroism la Buzău. Modernism la modernism, eroism, pentru că ne-am permis pentru prima dată și data viitoare trebuie să facem o chestie foarte apreciată. Am preluat imagini de aici, jumătate de carte, de această galerie, expoziție, foto, istorică, în aer liber, care câștigă din ce în ce mai mult statutul de brand. Nu în ultimul rând, primăria a finanțat editarea cărții Istoria de lângă inimă, în paginile căreia se regăsesc legăturile Pârscovului cu orașul Buzău. Istoria de lângă inimă este chiar scrisă cu inima. Puteam să scriu mai mult. Dar aici sunt adunate câteva fire de istorie buzoiană de Valea Pârscovului, în primul rând. Valea Pârscovului care, mă întreba chiar domnul comandor, să fie despre Buzău. Domnul primar este interesat ca să fie despre Buzău. E despre Buzău. Valea Pârscovului este nu numai valea care este un afluent al râului Buzău, dar pârscovenii și toată valea acolo au contribuit din plin la ridicarea Buzăului. Vă aduc aminte numai de Vasile Pârscu, este oficier care e plecat din Buzău. Primăria Buzău a ajuns la numai puțin de 40 de cărți editate în ultimii 3 ani. Ne implicăm în ceea ce înseamnă și partea asta de educație și partea de cultură, considerând că cei doi piloni, alături de pilonul economic și pilonul social, sunt cei patru piloni care duc la dezvoltarea unei comunități. La finalul evenimentului de aseară, liceenii au primit pachete cu câteva dintre cărțile lansate.